Berbec. Se anunță o zi bună pentru relația cu partenerul de viață. Cei care și-au găsit deja jumătatea vor petrece timpul frumos împreună. Pentru celibatari a venit timpul să facă primul pas. Taur, va fi o zi încărcată. Veți avea mult de lucru și spre seara ați putea să rămâneți fără energie. De asta organizați-vă programul cu multă atenție să le reușiți pe toate. Gemeni, ar trebui să vă faceți timp pentru familie. Luați masa alături de cei dragi, puneți în discuție problemele cu care vă confruntați și veți depăși ușor toate provocările. Rac, s-ar putea să aveți anumite propuneri noi legate de job. Nu vă grăbiți să le refuzați, cântăriți cu atenție toate avantajele și dezavantajele. Leu, gândiți-vă de două ori înainte de a arunca cu bani. Nu cheltuiți pe lucruri care nu sunt cu adevărat necesare, pentru că mâine s-ar putea să vă pară rău. Fecioară, dacă trebuie să luați anumite decizii, gândiți-vă în primul rând la dumneavoastră. Pe plan personal, se anunță multe surprize. Balanță, veți petrece o zi frumoasă alături de partenerul de viață. Asta vă va ajuta să uitați de problemele pe care le aveți și vă va încărca cu energie. Scorpion, fiți atenți la bani. Sunt șanse să investiți prea mult în lucruri care contează prea puțin. La muncă veți fi încărcați cu o mulțime de sarcini, dar veți face față dacă o să ascultați de sfaturile celor din jur. Săgetător, aveți grijă ce oameni adunați în jurul vostru și cui vă destăinuiți. Unii ar putea folosi informațiile potriva dumneavoastră, chiar dacă inițial par să aibă intenții bune. Capricorn, ziua va fi destul de încărcată și s-ar putea să cedeți nervos. Nu vă descărcați pe persoanele din jur pentru că veți avea de pierdut. Ați putea să vă relaxați la o ieșire cu partenerul de viață. Vărsător, a venit timpul să vă dedicați problemelor din familie. Copiii sau altcineva din apropiați vor avea nevoie de ajutorul vostru. Pești, ar fi bine să vă găsiți timp pentru cei dragi. Ieșiți cu familia undeva și veți avea de câștigat cu toții.